cele din competiție vor fi filmele care au luat premii naționale în fiecare din țările din jurul nostru și, bineînțeles, la noi, din Austria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, România. Deci filmele vor fi filmele premiate și noi vom da 4 premii, care înseamnă fiecare câte ceva. Dintre acestea, asta este secțiunea oficială a festivalului și concursul. În afară de asta, este țara invitată Franța, de unde avem foarte multe filme interesante. Este Capitaine Conan lui Tavernier, sunt la Flandre, este La France. Sunt în general alese filmele care spun ceva despre tematica festivalului de anul acesta, primul război mondial, pentru că avem o temă foarte interesantă și avem foarte multe evenimente paralele. Unul dintre ele, despre care vreau să vorbesc eu, că probabil ați aflat de la ceilalți despre celelalte, plus că noi avem un site www.mcf.ro unde totul este scris, tot programul și tot. Dar acest Read and Screen se numește. Am inventat ceva pentru anul acesta ca să introducem și literatura în festivalul nostru, într-un fel. Și atunci câțiva actori importanți vor citi din literatura românească și universală anumite fragmente care sunt legate de primul război mondial și eu am avut marea onoare să pot citi din jurnalul de război al reginei Maria 1916-1917, din jurnalul pe care ea l-a ținut zilnic despre această perioadă grea din România acelor ani, când guvernul și toată și regalitatea, toată lumea s-a retras în Moldova, pentru că 3/4 din România era cucerită de AXA, de Germania și de Austria. Asta e. Noi am fost de partea Antantei. Sigur că la sfârșit am avut câștig de cauză, dar a fost pentru ei o perioadă extrem de grea și se poate vedea din acest jurnal. Aceste lecturi au loc într-o sală în care pe toți pereții vor fi proiecții inedite de imagini din arhivă și filme și fotografii din primul război mondial. Plus că sunt expozițiile de fotografie pe care ni le-au pus la dispoziție Institutul Francez și Forumul Cultural Austriac, cu fotografii și imagini din primul război. Mediașul este un oraș mic, cochet, în mijlocul Transilvaniei. Trebuie făcut cunoscut. Noi invităm pe toată lumea acolo. Sigur că aceste filme care vor fi premiate la Mediaș le vom aduce și la București 2 săptămâni mai târziu, să fie văzute aici la Muzeul de Istoria Bucureștiului și probabil la Muzeul Țăranului Român, la sala de cinema. Acolo vom prezenta filmele premiate la media și, bineînțeles, marile filme despre primul război mondial.